mai bine numai se mințe. Salut, copii! Ce mare bucurie aduc sărbătorile de iarnă, nu-i așa? Se rumână, nenea! Aveți semințe! Oh, bună, Nati și Cati! Deci, am venit, copii, să vă spun despre cât de fericit sunt de sărbătorile astea. Sunt gata să cânt, sunt gata să sar! Putem cânta și noi? Mă tem că chiar acum nu se poate. Deci, copii, sincer, așa multă fericire să vezi primii fulgi de nea care cad din... Vai, nenea, și pe noi chiar nu ne lași să cântăm? Păi nu, nu de data asta. Nati este tristă. Nu vrei să o lași să cânte? Și-a venit iarna și nici o pasăre nu mai are voie să cânte. Da, dar... Da, și Cati este tristă. Cea mai tristă pasăre mică, că nu o lași să cânte. Bine, stai, nu plânge. O să puteți cânta și voi, dar mai întâi... Au voie și păsărelele să cânte? Iupii! Acum și păsărelele sunt fericite de Crăciun. Veți cânta și voi, dar nu veți cânta chiar acum. Nu acum. Nu chiar acum. Of, știți ce? Eu tocmai vorbeam despre bucuria sărbătorilor. Nu pot să vă văd așa. Iupii! Fericire maximă! Bine, uite cum facem. Când începe muzica, voi o să cântați doar atâta. Acolo unde vă fac eu semn. Se așterne pretutindeni stratul proaspăt de omăt. Pe la case s-au pornit copiii, astăzi iarăși e Crăciun. Peste tot e peste tot veselie, peste tot prăjituri și cozonaci. Pe la geamuri fețe zâmbitoare, astăzi iarăși e Crăciun. Ne bucurăm că El s-a născut, ca să ne dea-n dar pacea sa și inimea să toarne dragostea. Strada e plină, este plin de colinde, este plin iar în ieslei înfășat. Este pruncul salvatorul nostru, veșnic fiu de împărat. Uite casa asta, i-a prins lumina. Dacă au ceva semințe de dat, așa ca în spiritul Crăciunului. Hai mai aproape să vedem ce se întâmplă. De-abia apuc să vină dimineața. O, o să-mi deschid cadoul de Crăciun. Dragă, sper că mi-ai luat ce te-am rugat. Știi bine că nu aștept multe. Un fier nou de călcat, stiu ăla nou live, lerul se întoarce al hrușcă, perdelele alea cu imprimeu de frunze pentru dormitor și rochița roșie ce-am văzut-o împreună în vitrină. Un ceas roșu să meargă cu rochița, o poșetă să meargă cu ceasul. Și pantofla poșetă nu vrei? Ei, asta te-am lăsat pe tine să te gândești. Ce-ar fi cadoul fără o mică surpriză? De unde vin cadourile, mamă? De la Moș Crăciun? Da, puiule, el le aduce în fiecare an la cei care au fost cu minți. Și atunci, dragă, tu cum de primești atâtea? Auzi, dacă mai vrei friptură de Crăciun, ar fi cazul să... După cum spunea mama ta, Costele, Moș Crăciun o să vă aducă la amândoi
tot ce vă poftește inimioara și ce nu vă poftește. În fața casei se aude un colindător cum cântă despre nașterea lui Isus. De Crăciun, nu îl așteptăm pe pruncul Isus. Ba da, costele, bineînțeles. Atunci, de ce îl așteptăm și pe Moș Crăciun? Copile, nu mai pune întrebări. Ești încă prea mic. Înțelege și tu că așa e Crăciunul. Dar vreau să știu mai exact... Gata, piticule! Gata cu întrebările! Mulțumește-te să știi că moșul îți va aduce cadouri cu sacul. Bradul a fost împodobit în ajun, ca de fiecare dată. Apoi, ziua următoare, casa era plină de miresme îmbietoare. Este cel mai minunat Crăciun ce l-am avut în toți anii ăștia. Știi bine că nu mă dau înapoi de la nimic când vine vorba de masa de Crăciun. Mi-e foame! Când o să mâncăm? Imediat, copil disperat! Te servesc imediat! Totul arată așa de gustos. Sărmăluțele o să le înec în mâstână, apoi o să le fac felul cârnăciorilor cu usturoi. Puiul o să rămână fără un picior, iar din chifteluțe nu va mai rămânea nici mirosul. Ia ghiciți mâine, ce credeți voi că o să facem? Știu eu, o să stau în fotoliul meu preferat, o să-mi lipesc telecomanda de mână și o să te aștept pe tine, Costele, să-mi aduci din frigider rând pe rând tot ce rămâne de la masa de azi. Nu prea, creticule, am vorbit deja cu colegii și o să mergem să ne dăm cu patinele. Puteți să vă luați amândoi gândul. Mama ne-a chemat la ei acasă la țară. Ticule, crezi că bunica va ști să-mi răspundă dacă de Crăciun îl așteptăm pe pruncul Isus? Fiule, ți-am spus și noi că da. Și atunci, de ce îl așteptăm și pe Moș Crăciun? Pentru că asta e tradiția, Costele. Să-mi explice cineva. Ce e Crăciunul? Cine e Isus? Și de ce așteptăm nașterea lui? Costele, ești prea mic ca să înțelegi totul. Crede ce te-am învățat și punct! Eu voiam doar... Gata, Costele, fără întrebări. Dacă ai terminat de mâncat, hai, du-te în camera ta, spală-te pe dinți și e timpul pentru somnul de după masă. Și astfel, Costel s-a dus în camera lui și cu lacrimi în ochi a spus această rugăciune. Dragă Doamne, dacă mă auzi, explică-mi, te rog, ce este Crăciunul și de ce s-a născut Isus? Sunt o stea strălucitoare, o poveste vreau să-ți spun. Despre o zi de sărbătoare, în care un rege s-a născut. Cu un zâmbet de iubire, lumea-ntreagă a cucerit. Și din mine o stea sfioasă, o lumină a făurit. Lângă un câmp. Și-a dat curând seama că nu se mai afla în casa lui și, puțin speriat, s-a ridicat. Oare unde sunt? Uite, capitane, un copil singur pe drumul ăsta. Mă întreb ce caută prin locurile acestea. Capitane, poate este chiar copilul pe care îl căutăm. Mă, nu vezi ce vârstă are? Cel pe care îl căutăm noi s-a născut de curând! Hei, copile, ce cauți singur pe aici? Nu știu, dormeam la mine în pat și apoi m-am trezit aici așa. Cu siguranță e un copil rău și l-au abandonat părinții lui. Voi sunteți soldați romani? Da, suntem în mijlocul unei misiuni importante! Wow!
Despre ce este vorba? Am văzut și eu așa ceva pe Minimax. Sunteți cumva luptători ninja deghizați și încercați să salvați planeta de o invazie extraterestră? Asta nu-ți pot spune. Însărcinarea noastră este una secretă. Tot ce pot să zic e că dacă vrei să ajungi în cel mai apropiat sat, ăsta e Betleem. Hai, soldate, plecăm! Costel a rămas singur pe drum, mergând în aceeași direcție ca și soldații, dar mult mai încet. După câteva ore de mers prin soare, s-a oprit puțin pe o piatră ca să se odihnească și să-și adune puteri noi. Însă căldura îl făcea să nu mai poată sta în picioare. Un om, care călătorea și el pe acest drum, s-a apropiat și a văzut copilul biruit de soare. A sărit în ajutorul său, i-a dat apă să bea și încet, încet, Costel a deschis ochii și a văzut un om care, cu zâmbetul pe buze, l-a întrebat. Cochile, cum te cheamă? Mă numesc Costel. Ce faci singur pe drumul ăsta periculos? Nu știu, domnule. M-am culcat în patul meu și m-am trezit pe drumul ăsta și apoi au venit soldații romani care mergeau spre Betleem. Soldați romani? Spre Betleem? Când s-a întâmplat asta? Nu știu, domnule. Acum câteva ore. Sigur vor să facă multe răutăți. Hai repede, e musă să ajungem înaintea lor. Da, unde să mergem? La Betleem. Trebuie să-i avertizăm pe toți să-și pună cocheii la adăpost. Dar de ce? Ordinul regelui Irod este ca toți copiii din Betleem să fie omorâți. El vrea să scape de marele rege, mântuitorul promis care s-a născut acolo. Se teme că o să ia tronul. Bineînțeles. Cred că visez. Acum înțeleg. Sunt în trecut, în epoca în care s-a născut Domnul Iisus. Dar auziți, de unde îl cunoașteți pe prunc? Acum mai bine de un an eram cu colegii mei pe câmpiile Betleemului. Aveam grijă de niște oi tare agitate. Când mai se ne doboare somnul, un înger a apărut. Mi-a spus de nașterea pruncului mântuitor. Am mers la el, l-am văzut și ne-am închinat lui. Ce minunat! Ce bebelaș special! Mi-ar plăcea și mie să-l întâlnesc. Atunci, fuguța spre Betleem. Nu trebuie să-i permitem ca regele Irod să-l găsească. Cea mai mare comoară din univers este Fiul lui Dumnezeu. Iosif, îți dai seama? Dumnezeu ne-a încredințat nouă, unor oameni simpli, să avem grijă de Fiul Său. Când îl văd ce liniștit doarme și când mă gândesc ce fapte mărețe va face într-o zi, e incredibil. Cum poate fi acest prunc minunat? A dormit pe brațul meu când tatălui e Dumnezeu. Cum poate fi? Doamne, știu, el nu-i al meu, căci Duhul tău l-a întrupat, dar l-ai lăsat să fii un fiu.
al iubirii mele. Nici unul nu ne vedem în stare să avem grijă de el, de cel ce va purta păcatele întregii lumi. Dar Dumnezeu, care ne-a dat slujba asta, ne va învăța ce și cum să facem. Uite ce frumos zâmbește! Maria, acest copil a venit ca să schimbe tot. El ne va deschide calea spre Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată la asta? Maria, te-ai gândit că fiul tău va fi cândva un rege? Oare te-ai gândit că fiul tău moartea o să deslege? Te-ai gândit, acest fiu al tău va face totul nou. Acest copil al păcii va fi al păcii da la ori vedere. Oare te-ai gândit că fiul tău va stăpâni furtuna? Te-ai gândit ce-s fiul al tău e rege sus în cer? Când priveai la chipul său, îl priveai pe Doamne, ce lucruri mari ai făcut pentru noi! Merg să văd cine bate. E târziu acum. Cine-o fi la ușă la ora asta? A adormit pruncul. Dacă aș fi ațipit și eu puțin, sigur o să vadă Maria de musafir. Iosif, scoală-te! Ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci regele Irod caută pruncul ca să-l omoare. Iosif, Iosif, se pare că suntem urmăriți. Copilul acesta și încă un om care e dincolo zic că... Știu, Maria, acum a avertizat un înger. Chiar în noaptea asta o să fugim în Egipt. Wow! Văd că Dumnezeu a știut exact la timp să se îngrijească de cei ce sunt ai lui. Deci, el este copilul Iisus. Da, el este. Și de ce a trebuit să așteptăm nașterea lui? Avem cu toții nevoie de un salvator. Cu mic, cu mare, am păcătuit împotriva unui Dumnezeu sfânt, care în iubirea lui fără margini ne-a trimis soluția. Soluția? Dar pentru ce? Ca să putem fi iertați. Copilul acesta, cât îl vezi acum de neajutorat, când va crește, va lua asupra lui pedeapsa pentru noi toți. De-aia Iisus este numit Mântuitorul. Maria, timpul este scurt. Eu merg să încalț măgarul și să pun șaua pe el. Tu nu uita să iei rățușca aia mică cu care îi place pruncului să se joace. Idee bună ai avut, dragă, să ieșim puțin la aer, până trage Costel un pui de somn. Este un Crăciun diferit și simțeam nevoia să vorbesc cu tine. Întrebările astea lui Costel m-au cam răscolit. Cele despre nașterea lui Iisus? Să știi că ai dreptate, nu știu de unde i-au venit toate ideile astea. Poate că o să râzi de mine, dar cred că are dreptate. Crăciunul, de fapt, a început cu nașterea lui Iisus și parcă toată lumea, încet, încet, a uitat de el și l-a înlocuit cu toate lucrurile astea ce le-am inventat în jurul sărbătorii. Cadouri, bradul, decorațiile, moșul. Lasă, dragă, că așa ești tu, mai sensibilă. Nu e vorba de asta. Îmi amintesc, în copilărie citeam Biblia. Iisus, Mântuitorul, era așa de real pentru mine.
nașterea lui, apoi viața și minunile, toate învățăturile lui, moartea și învierea sa. Mami, tati, m-am trezit și am văzut pe geam și am coborât. Știu răspunsul! Puiule, te-am lăsat dormind. Credeam că te-ai mai liniștit. Ei, doar puțin. M-am rugat și Dumnezeu mi-a răspuns la întrebare. Știu, de Crăciun îl așteptăm pe pruncul Iisus. Dragule, de unde ai convingerea asta? Am văzut în vis exact cum a fost. Mami, când eram și mai mic decât atât, îmi citeai și tu din Biblie. Iisus nu e doar bebelușul trimis din ceruri și născut pe pământ. E cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată pentru noi. Mi-a spus Iosif și Maria. El a venit ca să ia asupra lui toate păcatele oamenilor. Așa de pur și nevinovat să ajungă să sufere în locul nostru. Știu, Costele, știu. Am lăsat prea mult timp să treacă fără să-L facem pe Domnul Iisus parte din familia noastră. Uite biserica! Lumea intră, cred că se întâmplă ceva. Nu ar fi o idee bună să începem să mergem și noi? Dragi copii, cine poate să ghicească ce-am ascuns în această cutie misterioasă? O să vă dau câteva indicii. Sunt semințe! Nu, nu sunt semințe! Atunci, pa! Stai puțin! Uite, Cati, am câteva indicii! Cui pasă de indicii? Dacă nu sunt semințe, eu vreau semințe! Pa, pa și arrivederci! Dar stai puțin! Ce? Dacă ghicești ce este în cutie, o să-ți dau niște semințe. E un cal, e o vacă, e un topogan, e o casă, e o broască, e Moș Crăciun. Nu, ghicești numai așa, nebunește. Păi așa-mi plac semințele, nebunește. Oricum, nu ai ghicit. Poate dacă ai asculta indiciile. Ok, sunt numai urechi. Deci, primul indiciu este că e ceva ce te face fericit. Sunt semințe! Ba, nu sunt! Nu sunt semințe? Nu! Bine, mai zi! Este ceva la care vei vrea să iei parte de Crăciun. Sunt semințe! Nu sunt semințe! Bine, al treilea indiciu. Se aude cam așa. Deci te face fericit? E ceva la care vrei să iei parte de Crăciun și sună așa. Sunt semințe! Nu sunt semințe, nu înțelegi? Mă gândeam că poate mai este o șansă. Nu! Bine, mă dau bătută! Cum să te dai bătută? E așa de ușor, este o colindă! Place ultimul indiciu! Deci, este o colindă! Bineînțeles! Tocmai ți-am spus! Am ghicit prime semințe! Nu ai ghicit! N-am ghicit? Colindătorule? Ce? Viața nu e numai joc cu întrebări. Câteodată trebuie să ne pese și de prieteni, mai ales de cei la care le plac semințele. Așa-i, Cati! Crăciunul este o ocazie minunată să le arătăm prietenilor că ne pasă de ei. De aceea, tu și restul copiilor puteți anul ăsta, printr-o colindă, să duceți tuturor vestea nașterii lui Iisus. Bun, așa o să fac. Colindătorule, stai, cum rămâne cu semințele? Doar am ghicit?